Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Alina Anghel, psihoterapeut integrativ, practician MDR. Alina Anghel a studiat la Polyvagal România și astăzi vom vorbi despre Stephen Porges și cartea sa Ghidul teoriei polivagale, publicată la Editura Herald. Și de asemenea vom povesti și despre cartea cum ne recăpătăm starea de bine, conectare și siguranță, 50 de practici polivagale pentru corp și minte, de Deb Dana, două cărți despre teoria polivagală și despre practica polivagală, apărute la Editura Herald. Și de asemenea vom vorbi și despre un simpozion care va avea loc mâine, sâmbătă, 26 noiembrie. Dacă ai auzit de Dr. Stephen Porges, de Deb Dana, de Janina Fisher sau Sue Carter, dacă vrei să fii la curent cu ultimele cercetări în domeniul teoriei polivagale, iată, vă așteptăm la acest eveniment care va avea loc mâine la Baia Mare, în varianta fizică, dar și în varianta online. Și pe parcursul discuției noastre am să o rog pe Alina să ne povestească mai mult despre acest simpozion din cadrul conferinței, unde, iată, vor conferenția, vor discuta și vom afla informații de la doi dintre autorii publicați la Editura Herald. Este vorba despre Stephen Porges și Deb Dana. Mulțumesc, Alina, pentru această oportunitate de a discuta despre teoria polivagală, despre acești doi mari autori, Stephen Porges și Deb Dana. Și aș vrea să începem discuția noastră pornind de la principiile de bază sau principiile, le-aș spune, esențiale, fundamentale ale teoriei polivagale. Ce înseamnă, de fapt, teoria polivagală? Îți mulțumesc mult, Sorin, pentru ocazie și pentru faptul că ne putem adresa cititorilor și celor interesați de teoria polivagală. Și teoria polivagală este numită știința și arta siguranței și conectării. Fac parte din echipa Polyvagal România, care este un proiect al Institutului Român de Psihoterapie Integrativă. Formarea mea este de psihoterapeut integrativ și noi suntem, în cadrul institutului, suntem partenerii oficiali ai Polyvagal Institute din Statele Unite. Avem, în momentul de față, împlinim la Institutul Român de Psihoterapie Integrativă 14 ani de activitate. Suntem înființați în 2008 și cu ocazia împlinirii a 14 ani avem acest simpozion dedicat teoriei polivagale, care vine cumva în întâmpinarea, sau am venit unii în întâmpinarea altora, voi cu cele două cărți semnificative pentru teoria polivagală și noi cu acest simpozion, unde sunt workshop-uri și lucrări ale celor mai titrați cercetători în domeniu. Acum, ziceam, teoria polivagală este știința siguranței. Deb Dana zice că este știința de a ne simți suficient de în siguranță pentru a iubi viața și pentru a ne asuma riscurile ei. Este o teorie care are la bază sistemul nervos autonom și e din zona neuroștiințelor. Stephen Porges este cercetătorul care a dezvoltat această teorie, iar Deb Dana a operaționalizat-o și a adaptat-o pentru practica terapeutică. Teoria polivagală se adresează nu doar practicienilor din zona psihologiei și psihoterapiei, ci tuturor. Vorbim de oameni care sunt curioși să înțeleagă cum funcționează sistemul lor nervos și cum răspunde corpul la indicii din interior și la semnalele din exterior. Și există cercetătorii și Stephen Porges și Deb Dana propun un vocabular nou de termeni, din care amintim ierarhie autonomă, coreglare, neurocepție, frână vagală, sistemul de angajare socială. Ei vin cu multe tehnici din zona intervențională. Ce vreau să spun este că în momentul în care oamenii sau suntem martorii unei traume, trauma compromite abilitatea de a ne conecta cu ceilalți și atunci modelul de conectare este înlocuit cu un model de protecție. Vă ziceam despre termenii pe care teoria îi propune. Cel mai important ar fi ierarhia autonomă. Aceasta răspunde de senzațiile din corp și semnelor din mediu și există trei căi de răspuns previzibile. Cea mai veche, întâlnită la nevertebrate și la reptile, se numește sistemul sau starea dorsal-vagală, care e o stare de imobilizare, de shutdown. Urmează starea de mobilizare, mai nouă, care corespunde stării de fight and flight, de luptă sau fugă. Și cea mai nouă, care este specifică mamiferelor și care stă la baza teoriei polivagale, este această stare ventral-vagală, care este o stare de angajare, de siguranță, de conectare. Acum aș vrea să vă vorbesc un pic despre evenimentul pe care noi îl vom avea weekendul acesta. Vă invit să vă înscrieți pe site-ul polyvagal.ro. Vom avea prelegeri începând cu Stephen Porges, discursul de deschidere și update-urile, să le zicem așa, noutățile pe care teoria la nivel de cercetare le aduce. Urmează un discurs foarte interesant din zona biologiei siguranței și a moleculelor, oxitocina, vasopresina, susținut de către partenera și soția lui Stephen Porges, care este un cercetător emerit în Statele Unite, Dr. Sue Carter. Împreună cu Sue Carter, la fel despre siguranță, există un material foarte interesant susținut de către o bărfdula, moașă, numită Chantal Traub, care explică cum siguranța la nivelul mamei și a fotului impactează procesul nașterii și al travaliului. Urmează o prelegere esențială pentru cei care lucrează cu trauma, susținută de Janina Fisher. Este vorba despre vindecarea sinelui fragmentat și supraviețuitorii traumelor dintr-o perspectivă folosind lentila teoriei polivagale și abordarea terapeutică folosind teoria polivagală. Vom avea un exercițiu foarte interesant de o demonstrație practică a teoriei susținută de Deb Dana, live, în direct. Se numește Maestria coreglării. Materialele sau lucrările pe care noi le-am selectat vizează, cum ziceam, abordarea integrativă. Vom integra partea de EMDR prin prezența lui Nicole Black. Vom integra partea de Somatic Experiencing prin prezența Lindei Tai și a lui Sonia Gomez, care ele fac parte din echipa Polyvagal Institute din Statele Unite. Vor fi atât înregistrări cât și aplicații practice pe care și un cadru interactiv pe care îl propunem specialiștilor și nu numai, pentru că ziceam că teoria polivagală nu se adresează doar terapeuților, ci merge mai departe către publicul de rând, către oamenii care sunt curioși să înțeleagă cum funcționează sistemul lor nervos, cum răspundem la provocările pe care și la indicii pe care îi primim din mediul înconjurător și din interior. Cum îi zice numele, un concept important din această teorie este nervul vag, nervul zececranian, care este, reglează cumva parasimpatic tot ce ține de față, inimă, respirație, sistem digestiv și intestine. Mai este numit nervul pneumogastric și parte din sistemul nervos autonom, cum îl știm noi de la școală, sistemul nervos vegetativ. Deb Dana zice că povestea urmează starea și e adevărat. Dacă înțelegem în ce stare suntem, da, vom înțelege și care este povestea noastră de viață. Teoria, sau să zicem abordarea, pentru că de la teorie s-a operaționalizat foarte mult și am ajuns să folosim în cabinet această stare de conectare și siguranță. Cred că este cel mai mare cadou pe care ni-l putem face unii altora, să ne aducem într-o stare de conectare, siguranță, compasiune, prezență, deschidere. Există cumva în zona asta aplicabilă câțiva pași. Primul din ei ar fi să recunoaștem starea în care ne aflăm, fie că suntem într-o stare de mobilizare sau de deconectare sau într-o stare de angajare, de o stare ventral-vagală. Să respectăm că acesta este răspunsul de adaptare pentru supraviețuire pe care sistemul nostru nervos autonom îl găsește. Să ne reglăm și să ne coreglăm înspre a ne muta către o stare vagal-ventrală. Și prin asta rescriem narațiunea și ne ducem într-o zonă de conectare și de a fi împreună. Am o întrebare. Ce rol joacă teoria elaborată de Stephen Porges în înțelegerea răspunsului, să spunem, victimelor în cazul unei agresiuni fizice? Pentru că teoria polivagală ne spune în primul rând că există anumite răspunsuri programate biologic care se activează automat în caz de pericol. Iar aceste răspunsuri se află cumva dincolo de capacitatea noastră de a raționa și de a alege. Ele sunt activate pe baza unor indicii de pericol sau de siguranță de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți. Acum, da. Starea inițială pe care noi o avem este starea de angajare socială. Cred că biologia, da, a venit cu această stare de angajare socială pentru că puiul de om este suficient de inabil pentru a supraviețui singur și am avut nevoie de a ne atașa și de a ne dezvolta această conectare. Atunci când este perceput, neurocepția noastră găsește și identifică indicii de pericol, prima care se activează este starea simpatică de mobilizare, de a face față acelui pericol, fie prin alegerea de fight, ne luptăm, care vine în zona asta de furie, fie prin partea de flight, ne retragem, da, fugim, care vine mai degrabă în zona asta de anxietate, dar cele două sunt considerate mobilizare. Și atunci dacă pericolul este atât de mare încât activarea simpatică nu face față acelui pericol și acelui stres extern, acelei traume, sistemul nervos autonom ne duce într-o zonă de protecție, da, de deconectare, de shutdown, de colaps, de disociere, care este așa numită stare dorsal-vagală. Acum, e important să înțelegem, neurocepția vine cu analiza asta din interior, din exterior și la nivel relațional între oameni. Da? Nervul vag, ziceam, inervează foarte mult din zona asta a feței, da? Pleacă cumva din trunchiul cerebral și merge împreună cu 5 nervi cranieni importanți, trigemenul, facialul, abducensul și nervul vag. Stephen Porges a inițiat un protocol care se numește SSP, Safe and Sound Protocol. E vorba de un protocol prin intermediul căștilor audio, dar nu e doar atât. E vorba despre muzică transformată într-un regim care ne transpune într-o stare de siguranță și vorbim și de o angajare cumva osoasă la nivelul urechii medii. Este absolut și chiar recomand celor interesați să vizioneze o discuție dintre Stephen Porges și Stephen Hayes, care este un alt cercetător, pentru că ei sunt foarte curioși așa de ca tot ceea ce spun și pun în practică și aduc la nivelul psihoeducației și nu numai practici terapeutice să fie cumva peer review și validat științific. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Aș putea să vorbesc foarte mult despre siguranță și conectare și ierarhia asta a sistemului nervos autonom. Acum, sistemul nervos autonom vine cu rolul lui adaptativ, da? Fiecare răspuns pe care îl avem, da? Fie că e de mobilizare, de deconectare sau de angajare, este o acțiune în slujba supraviețuirii. Cred că cineva zicea la un moment, dacă nu suntem construiți să fim fericiți, ci să supraviețuim. Cele două cărți categoric merg citite împreună și sunt cărți care, așa cum spuneam în alte interviuri, cum sunt multe dintre cărțile de la Editura Herald, se citesc cu pixul, cu creionul, cu foarte multe post-it-uri de multe culori, așa cu foarte multe anotări pe margine. Stephen Porges vine cu partea teoretică, ghidul teoriei polivagale, iată, teorie înființată la începutul anilor 90, dacă nu mă înșel, în 1994. Și de asemenea, Deb Dana vine cu această completare, nu? Cu partea practică a teoriei polivagale, pentru că, într-adevăr, vorbim despre, iată, așa cum scrie și în subtitlul cărții, despre 50 de exerciții de practică. Ziceam, Stephen Porges este autorul teoriei polivagale, el este cercetător, da? Și da, într-adevăr, cărțile lui Stephen Porges se citesc așa dintr-o perspectivă științifică a cercetării, dar Deb Dana este practician și atunci ea propune exerciții practice. Cărțile lui Deb Dana se citesc cu foaia și creionul, dacă vrei, dar doar din perspectiva faptului că ea propune multe exerciții de conștientizare, da, de educare, de recunoașterea stării. Ea vine cu multe întrebări la care, în primă fază, ideal ar fi să răspundă cei care citesc cărțile. Îmi imaginez că cărțile vor fi citite și de psihoterapeuți, nu doar de public larg, pentru că cărțile se adresează tuturor oamenilor. În conferința, în evenimentul de mâine, la care simt nevoia să menționez că vom avea acces pe site și ulterior evenimentului, oamenii își pot achiziționa prelegerile pe care le punem la dispoziție. Evenimentul sau prelegerile sunt preluate de la întâlnirea anuală care are loc în Statele Unite. E vorba de adunarea celor de la cercetătorilor și practicienilor de renume de la Polyvagal Institute, din care putem aminti Janina Fisher, Deb Dana, dar nu numai, pentru că ei lucrează aproape cu Dan Siegel și cu Gabor Maté, chiar apare listat pe site-ul celor de la Polyvagal Institute. În acea conferință au fost foarte mulți medici, anesteziști, coach, antrenori sportivi care folosesc principiile teoriei polivagale ale siguranței și conectării în activitatea lor de zi cu zi. Se adresează educatorilor, se adresează asistenților sociali, medicilor, tuturor celor care înțeleg că dincolo de terapia asta vorbită la care avem acces ușor, există un înțeles corporal și dincolo de corporal al sistemului nervos autonom. Toți avem un sistem nervos autonom și e în regulă că-l avem, pentru că el ne ajută să supraviețuim și nu doar să supraviețuim, ci să ne și conectăm unii cu alții. Vă invit să fiți curioși în zona asta a teoriei polivagale, a neuroștiințelor, a teoriilor chiar din zona corporală, Somatic Experiencing, Soma Embodiment și așa mai departe. Suntem în România și se formează așa comunități și oameni informați în zona asta. Chiar în termenul din engleză este polyvagal informed sau trauma informed therapist și așa mai departe. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de Alina Anghel, psihoterapeut integrativ, practician MDR. Alina, cum am spus și la începutul discuției noastre, a studiat la Polyvagal România. Am vorbit despre principiile de bază fundamentale ale teoriei polivagale. Pe marginea cărților pe care, iată, vi le recomandăm cu mare drag, este vorba despre Ghidul teoriei polivagale, Stephen Porges și, de asemenea, Deb Dana, Cum ne recapătăm starea de bine, conectare și siguranță, 50 de practici polivagale pentru corp și minte, ambele cărți publicate în portofoliul Editurii Herald. Bineînțeles, nu uitați și de simpozionul de mâine, 26 noiembrie, între orele 10-17 va avea loc acest eveniment și, cum vă povestea și Alina, vă puteți înscrie pe site-ul Polyvagal România. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere, numai bine!